Bine v-am regăsit la știrile din sport. Fotbalul nu ia pauză nici în săptămâna mare. Astra Giurgiu are meci în deplasare, joi cu Pandurii Târgu Jiu, finalista cupei ligii. Gorjenii au câștigat luni seară partida cu Petrolul Ploiești, iar Astra va avea viață grea în etapa cu numărul 25. Astra Giurgiu trebuie să spele rușinea înfrângerii din meciul cu CFR Cluj, joi la Târgu Jiu. Echipa lui Dorinel Munteanu are o misiune grea cu Pandurii, care a câștigat ultima etapă în deplasare la Petrolul Ploiești. Gorjenii au urcat pe locul 9 în urma ultimei victorii, în timp ce Astra a căzut pe poziția 5-a și se află într-o scădere de formă pe fondul arestării finanțatorului Ioan Niculae. Budescu și Enache se gândesc doar la victorie în meciul cu finalista cupei ligii. Un meci foarte greu, o echipă foarte bună, o echipă cu jucători tehnici. Noi trebuie, v-am zis, să ne adunăm gândurile, trebuie să mergem acolo cu gândul de victorie. Cupele europene, sperați, nu? Sunteți acolo? Da, normal că sperăm și sperăm să ajungem pe locul 2 să le păstrăm. În meciul tur, în etapa 8-a, Astra a câștigat cu 2-1 meciul cu Pandurii prin golurile marcate de Bucari și João Zinho. Astra nu a mai câștigat în deplasare de 5 etape atunci când Dorinel Munteanu debuta pe banca Astrei în meciul cu FC Botoșani, câștigat de Giurgiuveni cu 2-0. Trebuie, pentru că de asta ne antrenăm, să jucăm fotbal și să obținem cât mai multe victorii. Pandurii Târgu Jiu, Astra Giurgiu se joacă joi de la ora 19:15, însă nu este singurul meci al giurgiuvenilor din săptămâna mare. Campioana României, Steaua, vine la Giurgiu duminică în seara de Paște. Oracolul din Bălcești, Dumitru Dragomir, a anticipat că Astra va avea soarta Unirii Urziceni, adică se va desființa și va dispărea definitiv din fotbalul românesc. Astra le spun că până la vară nu își fac griji în privința aceasta, chiar dacă patronul lor se află după gratii. Condamnarea lui Ioan Niculae nu este privită cu ochi buni de fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal, Dumitru Dragomir. Acesta este de părere că cel mai bogat om din România nu se va mai putea ocupa de afacerile sale de după gratii, iar clubul Astra, împreună cu alte afaceri ale lui Niculae, vor avea de suferit și chiar vor dispărea. Părerea mea este că Astra o să dispară. Se va întâmpla la fel ca și cu Unirea Urziceni. Vor rămâne mulți șomeri după ce l-au închis pe Niculae pentru că avea 11.000 de angajați. Fotbalul românesc este decapitat de mult timp și vor urma și alți oameni de fotbal. Unirea Urziceni s-a retras din campionat după sezonul 2010-2011, însă până atunci, vreme de 5 ani a avut o ascensiune continuă. În 5 ani a promovat din Liga a doua, a câștigat Cupa și Campionatul României, a evoluat în Champions League și Europa League, iar acum nu mai există. Teamă ca din vară s-ar putea să se strice lucrurile la echipa de tot? Nu ne este teamă, pentru că avem încredere în noi, avem încredere în clubul Astra, pentru că se vor rezolva toate problemele. La un an de la cele mai bune performanțe din istoria clubului, Astra traversează acum cea mai grea perioadă din existența sa. Nu știu, deocamdată e de vreme să vorbim, o să vedem la finalul campionatului ce se va întâmpla. Dar e oarecare tensiune acum și printre voi? Deocamdată nu se simte. După pedeapsa primită de Ioan Niculae, afacerile au rămas pe mâna fiicei sale, Adina, iar clubul Astra este în continuare condus de Petre Buduru, președintele comitetului director. Școala numărul 2 Mircea cel Bătrân a organizat un mic concurs de gimnastică pentru fetele care urmează cursurile școlii. Inițiat de profesorul Costel Spânu, concursul este la a doua ediție și urmărește promovarea sportului în rândul copiilor. Competiția Micul Gimnast, așa cum s-a numit, a fost rezervată exclusiv gimnastelor. În micuța sală de sport a școlii cu numărul 2, fetițele cu veleități sportive din școală au fost invitate să participe la concursul Micul Gimnast, pentru a li se pune la încercare calitățile, deși multe dintre aceste fete practică atletismul în timpul liber. A prins acest gen de activitate în rândul copiilor, aveam și băieți, dar fiind în minoritate, am spus să organizăm concursul numai la nivelul fetelor și anul acesta au fost implicate și eleve de clasa a 4-a, în afară de faptul că desfășoară ora de educație fizică cu profesori la școală, fetele sunt și sportive de performanță. Concursul a fost organizat la inițiativa profesorului de educație fizică, Costel Spânu, și se încadrează în programul săptămânii Școala Altfel. În primul rând vreau să mulțumesc sponsorilor acestui concurs, Direcția Județeană Training și Sport, domnul deputat Florian Niculae și domnul Dan Mucenic, directorul Bibliotecii Giurgiuvene, care deși au adus mici cadouri pentru acești copii. Acest concurs este pentru fetițele de școala noastră și cu elemente din programa școlară, adică linie acrobatică cu diferite elemente pe care le-am învățat în timpul anului școlar. Suntem la a doua ediție, să sperăm că va continua această ediție.
Fetele au avut de parcurs câteva probe care nu au fost foarte dificile și pe care le-au trecut sub atenta supraveghere a profesorilor de educație fizică prezenți la competiție. Ne-am bucurat de sponsor pentru că domnul Spânu a mers și la Biblioteca Județeană, la domnul deputat Nicolae Florian și văd că a prins la Direcția pentru Tineret și Sport a județului Giurgiu și toți acești factori s-au implicat în a acorda premii acestor fetițe și a face o bună propagandă mișcării. La final, sportivele participante s-au bucurat de premiile puse în joc de către organizatori. Acestea au fost informațiile din sport. Vă mulțumesc pentru atenție. Nu uitați să faceți mișcare în fiecare zi pentru că sportul înseamnă sănătate.